septembrie, cu exact 3 săptămâni înaintea primului meci oficial din cadrul preliminarilor pentru campionatul mondial, jocul programat pe 14 octombrie la Bruxelles, Belgia-România, selecționata națională de fotbal a României, acum în atac, a reușit să se reunească în Italia pentru un joc de pregătire. Discutând la înapoierea acasă cu selecționerul echipelor reprezentative, domnul Cornel Dinu, ni s-au subliniat câteva din obiectivele urmărite cu prilejul acestei necesare reîntâlniri a tricolorilor, precum și câștigurile scurtului stagiu de pregătire și a jocului disputat cu echipa Vis Pesaro, în care selecționabilii au avut o evoluție în general pozitivă, chiar dacă adversarul nu i-a obligat să forțeze prea mult. În primul rând, s-a urmărit și s-a reușit împrospătarea atmosferei specifice lotului național în condițiile dispersării jucătorilor la multe echipe și acestea din țări diferite. Apoi s-au reașezat sarcinile de joc, aceasta și în funcție de viitorul adversar și de condițiile de deplasare ale jocului. S-au încercat câteva noi scheme tactice. Totodată, meciul cu Pesaro a dus la depistarea și începerea acțiunii de corectare a unor lucruri care nu merg foarte bine în angrenajul de joc al echipei, cum ar fi, de exemplu, așezarea în teren și îndeplinirea cu prioritate a sarcinilor defensive, îndeosebi pe flancul drept al echipei noastre, unde acum îl vedem acționând pe Dan Petrescu. Adversarul întâlnit de tricolori este o echipă profesionistă din cel de-al treilea eșalon valoric al celui mai puternic campionat național din lume. Și, deși tricolorii au dominat jocul cu autoritate și aceasta fără să se întrebuințeze la nivelul superior al posibilităților tehnice și fizice, italienii au pus destule probleme, având și multe ocazii de a marca. Îndeosebi după ce, în minutul 12, fotbaliștii noștri vor deschide scorul. Și iată în rezumatul nostru minutul 12. Lovitură liberă cu maestrie executată de Marius Lăcătuș, Gheorghe Popescu, caracterizat în acest sezon de o mare poftă de gol, s-a înălțat, a plutit peste apărarea din Pesaro și cu o puternică lovitură cu capul a trimis mingea în poarta apărată de Riccetelli. Deci, România vis Pesaro 1-0. Și chiar dacă nu scorul a interesat în primul rând, să notăm și să urmărim alte și alte ocazii ale echipei noastre. Iată-l pe Ionuț Lupescu. Atac al gazdelor, deci vis Pesaro, se centrează, nu se semnalizează offside și Badalotti trimite pe lângă stele aici în întâmpinare și pe lângă poarta noastră. Ionuț Lupescu, frumos un 2 cu Gheorghe Popescu. Și încă o ocazie în contul formației noastre. Minutul 40, una dintre cele mai periculoase faze de atac ale formației Vis Pesaro, mingea trimisă de Cicchetti va lovi bara porții apărată de Bogdan Stelea. A fost faza cea mai importantă din finalul primei jumătăți a jocului. Imediat vom urmări și alte secvențe din repriza a doua a meciului dintre selecționata României și formația italiană Vis Pesaro. La minge cu numărul 10, Gasperini, un jucător de divizia 3-a, plătit cu peste $100.000 pe an. Dar un șut fără probleme pentru Bogdan Stelea. Trebuie să spunem că de-a lungul celor 90 de minute în echipa noastră au evoluat 16 jucători. Iată-i. Stelea, Tene, Dan Petrescu, Belo Dedici, Mihali, Lupescu, Dorinel Munteanu, Gheorghe Popescu, Lăcătuș, Sabău, Hagi, Balint, Ilie Dumitrescu, Constantin Varga, Marius Cheregi și Ionel Gane. Iată-l pe Gane în atac, centrare bună, alergă acolo Balint. De la Dorinel Munteanu la Hagi. Stopat acțiunea lui Hagi. Încearcă o replică italienii, dar noi vom reconstrui atacul. Din nou capitanul formației noastre la minge, centrare pe partea stângă a atacului nostru. Sigur, jocul s-a disputat cea mai mare parte din timpul său în jumătatea de teren a formației Vis Pesaro. Sabău, Hagi, Gane, pentă frumoasă, șut,
dar apără portarul Riccetelli. O ocazie mare pentru italieni, Mosconi va trimite pe lângă Stelea, dar Chieregi scoate mingea care se ducea spre plasa porții noastre. Noi probleme pentru echipa noastră, lovitură de la colț, lovitură cu capul și Stelea prinde cu siguranță. Mult mai multe atacuri ale gazdelor în repriza a doua. Iată din nou pe cei de la Pesaro și trage jucătorul cu numărul 5, Mosconi. Lovitură liberă pentru formația noastră, Varga. Din zidul jucătorilor de la Pesaro, mingea ajunge la Hagi, Pentă, schimb cu Gane, reprimește Hagi, centrare bună. Și Ilie Dumitrescu din vole respinge cu dificultate Riccetelli. Să urmărim această fază din minutul 76. Duel Turnel Munteanu-Scarponi și se dictează 11 metri. În poartă Florin Tene, trage Di Cruzio și Tene apără. Ne apropiem de minutul 79, minutul care va aduce al doilea gol al formației noastre, parafându-se astfel rezultatul final al întâlnirii. Atac prelungit al selecționatei României, a tras Sabău, Ilie Dumitrescu la minge, Dorinel Munteanu, resping pentru moment apărătorii formației din Pesaro, din nou Ioan Ovidiu Sabău, balonul va fi pasat spre partea stângă a atacului nostru, mingea va ajunge la Ilie Dumitrescu, iată-l acum, pasând perfect și Gane în screen. Deci rezultat final, România vis Pesaro 2-0. Să notăm că Florin Răduceoiu, convocat odată cu ceilalți tricolori pentru acest meci, a fost la Pesaro, dar nu a intrat în teren nefiind pregătit pentru joc. În privința absenței sale, precum și câteva noi informații privind starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, inserăm în finalul reportajului realizat la Pesaro de Adrian Valentir, declarația lui Răduceoiu.